Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș a anunțat la o ședință de lucru recentă desfășurată la Palatul Administrativ din Baia Mare că s-au luat măsuri împotriva mai multor angajatori care nu au anunțat posturile vacante, deși legea impune acest lucru. Amenzile sunt foarte mari pentru necomunicarea unui loc de muncă vacant. Este amendată 3.000 și 5.000 de lei. Noi am efectuat peste 150 de verificări de misiuni de control. 30 de agenți economici au primit avertisment pentru că nu au îndeplinit această obligație, iar 2 agenți economici au primit amendă contravențională de 5.000 de lei, aceasta fiind achitată în 48 de ore, achitând jumătate din această amendă. Corpul de control al AJFM Maramureș se ocupa de aceste verificări. În contextul în care la nivelul județului Maramureș sunt foarte mulți șomeri, iar locurile de muncă sunt puține, gestul angajatorilor a fost neînțeles de oficialități. Rugămintea mea este să continuați activitatea și să, chiar dacă aveți personalul redus, să impulsionați agenții economici să respecte prevederile legale, să anunțe acele locuri de muncă disponibile, astfel încât și dumneavoastră să aveți un control asupra modalității în care ei angajează sau utilizează munca la negru ori munca legală. Prefectul județului Sorin Rednic a cerut șefilor instituțiilor publice prezenți la ședința de lucru ca, până la următoarea întâlnire, să pregătească o statistică reală a angajaților din județ.